Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de League of Legends pe zonă. Mă bucur foarte mult că ați apreciat primul clip. A strâns peste 3000 de vizionări și, nu știu, vreo 500-600 de like-uri pe puțin. Suntem cu al doilea episod de League of Legends. Am ajuns în bronz 2 din meciul anterior. Am 70 LP, ceea ce înseamnă că dacă o să câștigăm și meciul acesta, deși mi se pare puțin greu, o să ajungem să avem 100 LP, să ne ducem și noi către bronz 1. Dați-mi două secundele să văd că m-am uitat eu la niște build-uri pe aici. Prima oară, normal, trebuie să pun pe Q. Și că cel mai bine ar fi ca prima oară să-mi cumpăr. Așa zice lumea, măi, Cică. Asta? Asta o fi, mă. Cred că da. Așa se zice că ar trebui. Nu, acum Doamne ajută. Să sperăm că nu se aude jocul prea tare sau ceva și nici prea încet. Că data trecută se auzea extrem de încet. Dacă cumva nu știți, uite, mă duc să ajut jungle-ul. Dacă cumva nu știți care e treaba cu League of Legends, dacă sunteți mai micuți sau ceva, ideea este că am explicat în primul episod, așa că mai bine ar fi să mergeți acolo și noi ne începem aventura pe aici. Atât de mult îmi place să mă joc LOL, mă jucam când eram mic o grămadă, mai ales acum vreo 7-8 ani, cred. M-am jucat destul de mult timp LOL, dar n-am ajuns, v-am spus niciodată, foarte sus. Cam în gold am fost cel mai bine. Dar știu că mă enervam atât de mult de la jocul ăsta și pur și simplu nu mă mai jucam o zi, două. După care iar mă jucam ca disperatul, 5-6 meciuri în continuu. Dădeam de echipă care se înjura, uite, de exemplu și acum avem la fel. Uite, Varus își înjură ăsta suportul pe Soraka. N-avem ce face, asta e viața. Sunt foarte toxici jucătorii de League of Legends, din păcate. Ok, hai să mergem și noi. Mă bat contra lui, fii atent, contra lui Ornn. N-am nici cea mai mică idee ce face campionul ăsta. Pur și simplu nu știu ce face. Vom afla imediat. Bam, 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 bam. Am luat și noi un minion. Nu vreau să mă bag prea tare pentru că momentan nu știu ce face și nu vreau să mor ca ultimul noob. Eee, că te între... Bă, dar ce tare dă, bă. Ok. Wait a minute. Are damage foarte mare. Hai să-i mai dăm și noi de la distanță, dacă nu cu ciocănelul. Ia uite-l. Uite, bă, ce damage are nebunul. Wow. Bun, deci va trebui să jucăm foarte defensiv la început. Dați-mi două secunde să văd unde zice că ar trebui să maxez cel mai mult. Deci cel mai mult zice că ar trebui să pun pe Q și pe E. Normal, bine, da. Că W doar îmi dă viteză de atac. O să încerc să farmez și eu pe cât posibil. Hei, ia că... Bă, da, ăsta mă bate, mă. Nu pot să cred. Bro! O trebuie să-mi dau flash-ul. Wow, cât de bun e Ornn. Bine, știi ce, mai pot să stau puțin dacă stau să mă gândesc, dar nu o să mă mai bag mai deloc, o să tot dau și eu de la distanță. Băi, prima oară când dau de el, deci nu mă judecați, că nu știu. Ok. Bă, frate, mai chill și tu un pic. Mai chill, zic. Tu ce zici? Cred că mă bate ăsta, deja că mă mai prind deodată, mă bate. Ok. Foarte interesant. M-aș duce back un pic și să mă întorc cu ceva damage. Aia e, măcar poate am vreo șansă. Ca și iteme, mi-aș cumpăra... Nu știu ce mi-aș cumpăra. Hai să vedem, cred că fac asta. Și mă duc așa mai tupeist un pic. Dar cred că am timp să ajung pe jos, nu? Sau să-mi dau teleportul? Hai să-mi dau teleportul, naiba. Să nu pierd din farm. Și acum aș încerca un fight cu el. Să vedem dacă am șanse. Ok. Bă, da, are damage-ul mult prea mare, părerea mea. Nu știu ce ziceți voi. N-am apucat să-mi pun nici ward-uri, nimic. Va trebui să joc super defensiv, că... Nu vreau... Oh my god. Nu vreau să pierd eu pe top și din cauza mea să piardă echipa. Așa că mai bine farmăm chill. Enemy missing.
Cred că are și farm-ul mai bun decât al meu și tot. Ok. Bă, da, mă disper. Uite-te ce damage are. Oh my god, man. Efectiv, mie mi se pare imposibil de bătut asta. Dacă mai dă... Oh, ok. Am înțeles. I-a venit și gank-ul. Se bate Vi cu el. Blană. Nice. Ai, mă! Nu pot să cred asta. Ați văzut cât de aproape a fost? Ok, ăsta, dacă mai intră o dată pe mine, sunt mort. Asta e clar. Așa că trebuie să avem grijă. Mai bine mă duc back. Mai dau și eu un topor acolo, degeaba. Enemy missing. Enemy missing. Să-mi fac și eu ulti. Poate, poate cu ultima ta mai fac și eu ceva. Ui, bă, nu pot să cred. Mi-am ratat minionul. Come on. Ok, vine ăsta după mine. Mă, acum să știi că pare că aș avea o șansă contra lui. Nu, are ulti, are ulti, are ulti. Bun. Nice. Despre asta este vorba. Am prins momentul oportun. Chiar joc așa, cum să zic, chill. Asta îmi place. Așa ar trebui să joc tot timpul. Dacă o să reușesc să mă păstrez așa și în alte meciuri, pentru că eu de obicei mă enervez. Ok. Și-a folosit teleportul. Momentan noi nu avem teleportul și nu știu care e ultimata lui. Faza e că eu mă bat cu cineva. Nu știu cine e efectiv. Asta e trist. Ba nu, nu e missing. Eu nu știu cum ar trebui să mă bat contra lui. Dacă ar putea să mă ajute cineva ca să nu plec, să-mi las lane-ul. Că dacă vine și Nocturne, e gata. M-am dus naiba. Sincer, îmi țin mana asta. Ok. Trebuie să mă feresc un pic de hiturile lui. Mai dăm câte un hit. El are 45 de minion, eu am 42. O ducem bine, o ducem bine pe minion, nice. Nu mă așteptam. Bă, da, ăsta e nebun, efectiv. Chill, bro. Ok. Vine Vi acum. Dar numai să-mi ții. Dacă ai putea să-mi... ok, nu știu dacă e bine să mă duc back. Nu, mai stau un pic. Aolo, Nocturne. Pe cine vine Nocturne? Ok, știm că nu-i pe noi măcar. Jungle-ul lor, nice. E că-mi bat piciorul în el, mă. Bă, copile. Trebuia să-mi iau creeper-ul. Da, nu știu să mă duc eu back, oare? Mă duc un pic back, aia. Să-mi fac și eu, bă, ceva pe aici. Bam, bam, bam. Și am plecat. Mi-ar mai trebui și mana aia. Ai grijă, ai grijă. Ai grijă că e Nocturne. Oh my god. Asta îmi face turnul. Via mea moare. Blană. No, hai să te bagi și pe tine acum, copile. Hai aici. Unde fugi tu? Unde fugi tu? Ia vino aici. Ia vino aici. Frumos, ok. Mi-a plăcut. Bine. Nice. Bă, ce bine a jucat Tovi acolo. Adică nu a jucat-o cu vreo, dar înțelegeți ideea. Mi-a dat free kill-uri.
Bam. Bam. Încerc și eu să mă bag, mai forță. Mai știu că s-ar putea să risc un pic, dar totuși. Mă bag pe turn. Să dau și eu câteva hituri. Am și blue, am tot ce-mi trebuie pe aici. Aș mai sta, aș mai sta, aș mai sta. E un pic riscant. Ok, am fugit. Salut, frate. No, acum hai să ne batem. Îmi pun și opa. Salut, prietene. Îmi pun și eu ward-ul pe aici. No, hai să vă văd. Shora ta și Genku. Săracu. Ba, 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 ba. Ce vrei, mă? Vrei să o dai cu mine, a? Hai să te văd, ia. Bă, copile, bă, revino-ți. Ai șmecher, a? Păi și așa te bat, mă. Copil nesăbuit ce ești, și așa te bat. Stai să-mi iau minionii. A, mă, stai, chill. Aha. Bravo. Felicitări, copiii mei. Ia fiți atenți ce fac eu. Bam. Și în 3, 2, 1, sunt înapoi. Salut, șeful. Na, cu tot cu gankurile voastre. Am 3 cu 0, eu stau chill. Bine, Draven ăla nu-i bine ce face jos. Zi-mi te rog că moare Draven. Triple kill, da, blană. Hai că-l mai bat pe Draven. La anul și la mulți ani. Bă, copile, bă, dar tu ți-o pleai în cap aici, mă? Du-te acasă. Că ai treabă și te rețin. Bă, Draven ăla mai moare. Oh, bine, 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 bine. Zi-mi te rog că-l bate. Bravo, bravo. GJ. Nice. A jucat-o bine, Heimerdinger. Mă, da, mai chill odată că mă disperi, copile. Mai stai și tu chill un pic. Mai punem pe aici ward-uri. Aș pune și aici. De ce nu? A, dar nu pot încă. Uite, mă, stai să le distrug la ăștia. Bam. 30 gold moca. Mocangeală. Enemy missing. Acum pot să farmez și o blană. Hai să vedem. Mai dăm câteva hituri. Ok, imediat o să și vină ăsta. Mă retrag. Nici nu mi-a luat hit. Hai că e bine. Ok. Plioști, plioști, nu pot să cred. Da, mă, l-am văzut, mă, pe nocturn. Nu vă mai... Aolo. Îți fricoși ăștia ai mei, mă. L-am văzut pe nocturn acolo, nu-i problemă. Îl știu pe prietenul meu. Bă, da. Please stop feed Darius. Ai de capul meu. Darius ăla 7 cu 2. O să fie cam imposibil. Cam imposibil de bătut. Știu că vine aici. Da. Foarte bine jucat în nocturn. Nu mă așteptam să mai poată veni. Dar au venit. Bravo lui. Da, e cam... cam nașpa meciul ăsta, sincer. L-o fi dat urât de tot pe Draven. Doar Draven are kill-uri de la ei. Și acum au făcut nocturn un kill pe mine. Let's play mid. Sau bine, hai să-i batem prima oară pe ăștia, da, într-adevăr.
Hai, vii! Te rog, nu mă dezamăgi! Vii! Aolo! Nu pot să cred. Te rog, spune-mi că nu o să mori acolo. What the hell, bro? Nu pot să cred. Mi explică și mie cineva ce s-a întâmplat cu echipa mea, așa dintr-o dată? Da? Bună întrebare. N-am răspunsul. Ce naiba a fost asta? Dintr-o dată, uite-te și tu. Bă, cum surrender, mă? Bă. Adică eu mă chinui pe top să mă bat cu ăla, care bunul, mor o singură dată și vă vreți surrender? Mai gândiți-vă odată la asta. Ok. Da, n-a făcut bine, știu că n-a făcut bine, dar am vrut neapărat să o bat și pe aia. Trebuia să mă dau un pic back, dar nu contează. E bine și acum, și așa. Bam, 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 bam. Cine mai trebuie? Mai trebuie un pic ca să facem asta. Oare dacă vindem asta? E suficient? 200. Ne trebuie 1100. Foarte aproape. Hai să vedem ce fac băieții. Da, Draven ăla rupe tot, mă. Please, stop. Ok, am vrut să zic să se oprească în a se bate singur. Ideea e să jucăm în echipă. Let's fight 5 versus 5. Stay together. Trebuie să stăm neapărat împreună, că altfel chiar n-avem șanse. Cu asta ce fac? Oh, îmi dă movement speed. Nice. Să nu uit să-mi o activez. Am înțeles, da. Please focus, Darius. Dar ai pierdut match-ul. Ai pierdut pentru că... pur și simplu nu facem focus pe Darius. Nu știu cum naiba am murit noi toți acolo. Aproape l-am omorât pe Darius, dar... Draven. Am zis tot Darius? Scuze. Se vede că nu am mai jucat de mult, dar... uite-te, are regen foarte mare. Oare tot Darius i-am zis? Tot aia e pentru mine? De cât timp joc? Ok. Nu știu ce să zic. Stă tot timpul cu suportul, joacă foarte bine Draven. Cred că i-a zis tot Darius. Bun, ăștia își fac treaba pe acolo. Mă duc și eu să-l ajut pe Varus. Okay. Da. Nici o șansă. Efectiv, nici o șansă. Băi, ai mei să descurc acolo, mă. Mă duc și eu, naiba. Bă, frate! Mă și oprit ăștia, ce naiba! O strica botul ăla urât de tot acolo. Nici măcar nu mi-am dat seama că ar mai putea veni Draven pe mine. Mi-a anulat și teleportul. Joacă foarte bine ăștia doi împreună. Uite, au și același nume. Joacă frumos cu Skype, cu alea. Nice, bravo lor. Păcat. Pare foarte pierdut meciul ăsta. 15 cu 3. Mai fă ceva lui Draven. Da. Efectiv, mi se pare imposibil să-l bați. Cred că mai degrabă am bătut pe Leona ca să putem face ceva. Uite-te și tu, efectiv... imposibil, mă. Dau în el 3 miliarde damage degeaba. Ok, blană, nice. E așa, da.
Dar acum ne distrug ăștia turnul pe acolo. Bun. Dar acum trebuie să pușăm și noi. Let's play together on mid, please. Trebuie să facem engage-uri, blană, frumos. Ce iteme să mai fac? Mi-aș mai face mânuța aia, dar nu știu cum naiba se numește. Oare eu am pe aici? Uite, asta mi-aș face. Uite, pe ăsta trebuie să-l bat rău de tot. Mă duc după ăsta. De fapt, nu mă duc. Că n-are sens. Trebuie să ne protejăm. Dar dacă dau de Draven prin pădure, sunt gata. 3 hituri și m-a rupt. Ok, bun. Am și eu red-ul. Ia să vedem. Ok. Nice. Ok. Bă, Hammer din gara asta de la noi joacă bine. E cred că fac baronul. Nu? Nu. Nu fac baronul. Da, vii, nu cred că e bine să faci asta. Ok. Mi-am dat flash-ul, m-am dus. Acum vii, pleacă de acolo, te rog. Mulțumesc. Bă, am făcut bine ce am făcut acolo. Mai mi-au ceva viață. Și mă duc la bătaie. Fai de capul meu, distruge asta turnul. De n-ai zice. Să moară ăsta odată. Asta e Draven. Ok, am înțeles. Bun. Hai să vedem ce face Draven. Stai mă, chill mă. Încă ni se distrug turnurile. Doamne, iartă-mă, au minioni ăștia, super minionii. Mama, noi trebuie doar să stăm împreună. Ok, trebuie să apărăm asta. Neapărat. Blană. Trebuie să facem defense. Mă duc aici că nu-i de glumă. Ok. Da, deci am pierdut meciul. Cam asta a fost. E gata, mă, n-ai cum. Uite-te și tu. Uite-te și tu ce-au făcut oamenii ăștia. All GJ, Draven and Leona. Nice play. Chiar au făcut tot jocul, oamenii ăștia. Deci botul lor, bravo lor. Incredibil. N-ai ce să. Bine, noi am avut și Soraka în echipă, ce-i drept. Deci nu puteam să facem cine știe ce. Gata meciul. Nice. Bun, vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați de like-ul la blană, subscribe, clonțopel, toate cele bune, nu uitați și de Instagramul nociv.insta, pa, pa!